Programul audiențe în teritoriu, demarat de președintele Consiliului Județean Alin Tișe, a continuat și săptămâna aceasta în localitățile clujene Vad, Câțcău, Cuzdrioara și Jichișul de Jos. Locuitorii comunei Cuzdrioara au avut ocazia să-l întâlnească la ei acasă pe președintele Consiliului Județean, Alin Tișe. Acesta a fost prezent în comună pentru a asculta problemele cu care se confruntă oamenii. Pentru că ploile din ultimele zile au creat inundații în gospodării cuzdriorenilor, principala nemulțumire a acestora a fost legată de sistemul de captare a apelor pluviale. După ce fiecare persoană prezentă și-a spus oful, Alin Tișe i-a asigurat că problemele lor nu vor rămâne doar pe hârtia de sesizări, ci se vor lua măsuri pentru rezolvarea lor.